7. Ne așteaptă o zi lungă, avem de filmat. Avem de mers ceva kilometri, dar întâi vreau să mă opresc să fac o baie. Și după care, paranormal. Simt în Adidas și mei. Mă simt bine că m-am înspinat de numă. Aoleu! Ora 9:20. Am pornit spre locația în care voi filma. Am zis că opresc să beau o cafea și ne continuăm drumul. Oricum, mai am încă vreo 3 ore până la locație și o să începem să filmăm. Ne apropiem încet. Îmi place să vă obișnuiesc cu cele mai frumoase și fascinante locuri. Vreau să vă prezint mereu locuri și destinații în care puteți să aflați și chiar să mergeți voi legat de paranormal. Mă, frate, că îmi dă în sfârșit. Uite acum, pus pe GPS, mi arată că aici ar fi intrarea. Am analizat un pic locul de cum am intrat. E foarte, foarte mare locul ăsta. Sunt curios să vedem dacă găsim ceva foarte interesant. Hai să mergem. Ieșim bântuiți! Ce să facem? Mă glumesc, da. O să vedeți acum, uite, cred că se vede deja. Se vede deja intrarea. Parcă erau... S-a sinucis, am înțeles, unul. Și după care a mai fost un caz, tot așa cutremurător, în 1996, când tot un preot s-a sinucis aici. Oricum, am întrebat câteva persoane din locul ăsta. Am avut pe cineva care m-a ajutat la tradus și spuneau că nu mulți au curajul ca să se apropie de acest loc. E normal. Din anumite zvonuri pot să înțeleg doar că foarte multe persoane se feresc de acest loc, în mod special seara, evită ca să vină în locul acesta și eu vă spun un lucru. Paranormalul există și entitățile își fac simțită prezența de multe ori. Chiar îs curios dacă astăzi vom putea surprinde ceva. Hai să intrăm că... Ce mare e. Mare, 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 rău de tot.
momentul să intrăm înăuntru. Deci ce loc, wow. Totul e distrus, absolut tot. Absolut tot e distrus. Stau și mă gândesc cât de mare o fi clădirea asta. De cât am intrat și nu știu pe care parte să iau. Și mă gândesc dacă povestea locului e adevărată și chiar se întâmplă lucrurile astea. E ceva senzațional locul ăsta. Deci un loc imens. Clădirea asta, vreau să vă zic, imensă. Are aproximativ undeva la 250 de camere. Hai să mergem. Thank you.
impresia că pe partea de sus e ceva mereu sau de acolo de sus, de la ultimul nivel. Auziți? Mamă, sper că s-aude pe filmare. Deci-s chiar 308 camere. Am crezut că-s 200, 308 camere, mă. Deci, un loc mare, mare, mare de tot. 308.